Mărturisirea și trăirea credinței de către sfinți. Disciplina, religie, cultul ortodox, clasa a patra. Noi creștini ortodoxi avem o zi în care sărbătorim toți sfinții, numită Duminica tuturor sfinților. Aceasta este în prima duminică după Rusalii. Îi cinstim pe toți cei care au trăit creștinește și și-au mărturisit credința, căci azi vom învăța despre mărturisirea și trăirea credinței de către sfinți. La începutul anului bisericesc, pe 1 septembrie, sărbătorim pe Sfântul Dionisie Exigul, cel care și-a mărturisit credința prin grija față de calendar. El este cel căruia îi datorăm anul în care suntem azi. El este cel care a numărat anii de la nașterea lui Iisus Hristos. Un alt mod de a-L mărturisi pe Dumnezeu este prin slujirea aproapelui, adică prin faptele bune pe care le facem celor din jurul nostru. Un astfel de exemplu este Sfântul Eufrosin Bucătarul, care cu dragoste și smerenie gătea pentru călugării din mănăstirea unde trăia. Unii dintre noi au daruri speciale, precum darul picturii. Primul care a zugrăvit icoana Maicii Domnului a fost Sfântul Evanghelist Luca. În jurul anului 800 a trăit Sfântul Lazar Zugravu, mare pictor de icoane a vremii sale. Și în România avem un sfânt care și-a mărturisit credința pictând icoane închinate lui Dumnezeu, Maicii Domnului și Sfinților. El se numește Sfântul Pafnutie Pârvu. Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, orfan de mic copil, a fost cel mai bun elev din școala lui. Crescând, își dorea să meargă la mănăstire. Aici a ajuns infirmier și bibliotecar. Ajuta zi și noapte oamenii bolnavi, iar în pauzele pe care le avea, se îngrijea de cărțile mănăstirii. Cărțile care povestesc viețile sfinților, pe data de 6 iunie, ne prezintă viața Sfintei Valeria, care a trăit în secolul al III-lea în Palestina, era dintr-o familie bogată, dar a preferat să își dedice viața îngrijirii cercetătorilor a celor săraci, ascultând de sfatul dat de Mântuitorul de a ajuta pe cei care au nevoie de ajutorul nostru. Unul dintre sfinți a fost actor. Iubirea pentru Hristos a început când a ajutat un creștin și este considerat ocrotitorul actorilor. El se numește Sfântul Mucenic Filimon. Unii dintre voievozii români și-au mărturisit credința, apărându-ne țara și construind biserici și mănăstiri, ajutând poporul, cum a făcut Ștefan cel Mare și Sfânt. Constantin Brâncoveanu și fiii lui și-au dat viața pentru țara românească. Mulți dintre militari, bravi creștini, au devenit sfinți martiri pentru că aveau curajul să-și mărturisească credința chiar în vremurile în care nu era acceptat creștinismul. Dintre aceștia, amintesc pe Sfântul Gheorghe și Sfântul Teodor Stratilat, ambii generali în armata romană. Sfântul Mare Mucenic Mina, deși avea rang mare în armată, pentru a-și putea păstra credința, s-a retras în pustiu și toată viața s-a rugat lui Dumnezeu. Mulți medici și-au mărturisit credința prin îngrijirea bolnavilor. Pe unii îi numim doctori fără de arginți. Amintesc patru dintre ei: Damian, Cosma, Ioan și Pantelimon. Iată aici întrebările puse pe parcursul filmului. Răspundeți acestora cât mai detaliat.